Salut! Iar cu o situație foarte, foarte interesantă și dureroasă, și nu pentru mine, dar în genere pentru tineret și pentru oameni în vârstă și pentru toți care vor permis de condușele în țara asta de bledin concenei, când am nu știu cum se numesc. Am fost azi la examen, am așteptat atâta și am pus atâta suflet și atâta răbdare și atâția bani de-am încheltuit cu antrenamente și cu astăzi an, că pur și simplu nu mai am răbdare, vă spun sincer. M-am dus, am dat poligonul ăsta, fără nici o greșeală, perfect, nu am avut acolo și astea. Am dat poligonul, am așteptat orașul. M-am suit, am făcut o greșeală, dacă sincer, am făcut o greșeală și eu sunt conștient de asta. Când m-am pornit, eu n-am apăsat semnalizatorul la stânga. Pentru că când te pornești, trebuie să apeși semnalizatorul. Da, eu am uitat de asta și m-am pornit fără. Ok, 2-3 puncte, că aici este permisă 15 puncte. Am mers 3-4 km și îmi spune, trage pe dreapta. Și eu am crezut că am mers, pentru că am mers liniștit, frumos, regulamentar. Când obstacolul în față, am semnalizat stânga, am semnalizat. Eu nici prin cap să-mi treacă ca să-mi spună să mă dau jos, că eu n-am dat examenul ăsta. Eu am făcut o observație și vă spun ea ca la și unde ieși de la MR, când faci la dreapta, la benzinărie și e. Că ia ca 6 puncte, ia ca aici este însemnat. Neîncadrarea corespunzătoare în raport cu direcția de deplasare. Cum ai să mă încadrez fix, fix dacă acolo nu e nici bardiur, nu e nici un copac, nu e nici că deși am tăiat așa coțul, dar trebuie așa fix să nimeresc banda. Pentru că dacă era lui un drum cum scade și era un bardiur, era frumos făcut, vedeai și mergeai fix așa, dar nu e nici și tai coțul și ăla merge așa, pentru că instinctiv tu te uiți că e drum. Eu nu m-am așteptat așa debilism, ia că eu azi am văzut corupție în tot sensul cuvântului, vă spun sincer. Eu nu m-am așteptat. Altă greșeală când n-am ținut mâinile corect pe volan. Cred, trebuia amândouă așa, dar eu cu una o leacă mai sus și cu una mai jos. Nu, și asta e o observație chiar. Doamne și nicitojăstvă, eu n-am cuvinte. Și n-am reglat oglinzile retrovizorii. Și n-am semnalizat incorrect. N-am semnalizat. Am semnalizat corect și au zis că am ținut prea mult semnalizatorul și trebuie să-l stâng mai devreme, o leac, cu 2-3 secunde. Ia că și observați ne-a făcut un gandon ăsta, că am spus că e un gandon, într-adevăr. Și uitați-vă și examinatori de ăștia dau ei la oameni. Un clăfănos de 25 de ani, că s-a lăsat barbă, se pară mai matur. Ei nu știu și cu viața lor, mai tincă, dar nu știu cine dracule încredințează așa ceva. Eu n-am idee, poate. Dar eu am rămas șocat, că aici îi scrie familie, dar nici nu înțeleg cine-i. Da, așa un tvar nimerit, că eu nici nu m-am așteptat. Am mers și am pus suflet, am mers așa de liniștit, regulamentar, la verde, pe dreapta. Când eram obligat să ies de pe dreapta, mă uitam în oglindă, frumos. Eu nu m-am așteptat când ați dau examenul ăsta, vă spun sincer. Ia că eu am văzut asta. Și de și mă gândeam, am o logic la toate lucrurile astea. Ei la un rei zis, eu cu 50-60 de mii de lei. Și, deși se piardă ei un prost de ăsta al de mine, dacă el în câteva ore să plătească cât 500 de lei urgența asta. Pentru că 200 de lei, tu aștepți 2 luni și nu știu cât. A, pe închip, te dai 200 de lei, aștepți 2 luni și nu știu cât și te duci și se întâmplă acasă. Tot normal și la urmă aici, nu știu, semnează și zici că tu n-ai trecut examen. Și du-te acasă. Și m-au lăsat, pe drum, du-te acasă. Vă dați seama și de concine. Era atâta lume acolo la urgență asta că eu mă uitam 50-60 de mii de lei la un reis de oameni. Ia, închipuiți-vă așa de fiecare dată la urgență asta cât bani fac ei, unde-ți duc banii ăștia? Eu am văzut studenți ăștia pe ieșe de acolo tăți și tremură. Ei nu dovedeți să se pornească de ei deamă tremur de frică, ei deamă știu că trebuie să mai plătească 3 ori, 4 ori, 5 ori cât 500 de lei la urgență. Că dacă dai 200 de lei de 3, 4 ori și nu dai, o trecut anul și degeaba ai făcut școala asta și trebuie să te mai duci odată. Vă dați seama și de concine. Doamne ferește, eu am rămas șocat, vă spun, am rămas șocat și încă... Și eu mă gândesc că schicat un examinator normal, eu vinem cu permis azi acasă. Dar ne-a ficat așa un gandon, că i-am spus că e gandon în față și încă i-am spus că e gandon și când se pornește, îmi zâmbește și ne arată fachiu pe fereastră, vă dați seama. Dar zâmbește așa mulțumit că și caziolul îți mai plătești, palibomul, și ai crezut că îți vii prima dată și îți dai permis. Dar eu merg normal. Eu pur și simplu am rămas șocat, vă spun, am vrut și eu foile astea să-l hrănesc cu foile astea. Dacă mă duc data, eu mai plătesc 500 de lei, dacă mă duc data viitoare, dacă video este veni și cineva care e competent de acolo și îmi dați tot așa un ganduraz de ăsta concine, că pur și simplu, așa, că așa el a vrut, că așa e dispoziția lui, că să mă trimit acasă și nu dau eu să fac permisul ăsta, apoi eu chiar că îi fărâm fața acolo când al cunoaște mers acasă. Eu vă spun sincer.
Dacă mă duc data viitoare, eu mai plătesc 500 de lei și dacă îmi dați toți așa un pidaras de ăsta care că așa el face și vrea și îți bate joc așa de oameni, că el n-are dispoziție sau nu i-a plăcut fața mea sau poate plac bărbații și nu i-am atras atenție, eu nu știu. Apoi eu nu știu ce pățește omul ăsta. Dați-ne un om competent să vadă dacă eu pot merge și merg după regulament sau nu, dar nu un gandon de ăsta concene că să-mi facă niște observații care ele în realitate nici nu le-am zamecit și nu am înțeles unde le-am făcut în genere. Eu mai înțeleg, da, sunt care nu pot merge, care mai nu calcă oameni, trec la roșu, nu cedează trecerea. Am mers perfect, am mers perfect și că eu am crezut că m-am oprit tot normal și să-mi zic să mă duc să eu permis. El îmi spune că se respins, vă dați seama, gandon concine, ia? Și ne-a spus într așa fel și așa, așa, mă că știi, s-a fost un om mai în vârstă, dar eu așa și-am spus, cineva mai în vârstă, că huiplioții ăștia tineri care spurcă-ți ăștia, pe Doamne ferește de conținut. Dar cineva mai în vârstă, chiar dacă, da, poți, m-am făcut niște greșeli de astea mielchi, mai mult și nici nu ne-am dat seama. Dar eu am mers așa de perfect, eu nu știu, eu nu m-am așteptat. Da, o greșeală am făcut-o și sunt conștient de asta. Că n-am mers fix pe bandă, dar pe dacă nu-i bandă, nu-i trotuar, nu-i nic, cum să-ți găsesc eu precis banda asta? Să mă opresc și să o măsur ce ești bolnav de capă, idiotule, ce ești tu? Dar câți al de mine să duc? Câte 4, 5 ori, 6 ori plătesc câte 500 de lei, că să aștepți 2 luni de zile cu 200 de lei să economisești 300. Și te chinui atât așa un pidaras de ăsta, să mă scuzați de expresie. Doamne ferește, eu vă spun ce se întâmplă, dar câți al de mine așa și să duc și să duc și plătesc și plătesc și uitează și business. E la reis, la un reis de oameni, eu cu 50-60 de mii de lei. A pșilor le convenabil să piardă proști de ăștia care a să mai vină de câteva ori și a să mai plătească. Și te obligă să te supui, să plătești câteva ori 500 de lei, să te zaibești de așteptat și să obosești și le dai 500 de euro. N-am idee, pur și simplu am rămas șocat, vă spun sincer. Am rămas șocat, mă gândim, dar pe chiar tăți și așa de concine și până de la medicină și poliție și terminând chiar cu aieștia. Și cu voi, bă, debililor, chiar corupția asta și face aici, faraonii blestemați și sunteți clam cuvinte, bă. Să chinuiți voi și să obosiți omul ăsta, să-l obligați să-ți plătească de câteva ori examenul ăsta. E 500 de lei, băi. 500 de lei, băi, asta e mult. Când înainte îți dădea statul, tăte, numai să te duci și să înveți și să-ți bravo. Dar mă ia ție tăt huieplioță și nici nu-ți dă șansă. E că na, nu știu, observații care nici nu sunt reale, practic. Ți-am spus, una a recunoscut-o. Când m-am pornit, n-am apăsat. Dar restul, când am mers eu fix pe bandă, unde nu-i nici trotuar, nu-i nici, și că am ținut prea mult semnalizator, a prins și n-a ținut mâinile corect pe volan. Nu și este observație, debilule. Băi, dacă eu pot merge și merg, și este observație că tu-s mă amâniei, că te-am așteptat, că tu-s mă trimiți acasă în felul următor, chiar. Nu tvari concine, cine ești, e drace, dar de tine vorbesc, să știi. Dacă data viitoare îmi dați tot un om de ăsta, eu vă spun, dați-i șliom deodată în cap. Dați-i șliom pentru ca să-i trebuiască șliom. Dar de ăsta de motocicl trainic. Dați-ne un om competent pentru că eu pot să merg și să obțin odată permisul ăsta. Și nu mă obosesc atâta pe drumuri și cu atâta așteptare, că nu mai am nervi și sănătate. Dar câți al de mine și așa și tac și supun și le dă bani și îi hrănește și că numai că se obțină documentul ăsta, că ăștia te oprește la fiecare pas și unde e permisul și unde este. Pur și simplu e catastrofă, nu știu, n-am idee, dar am rămas. M-am gândit că poate aici cum scade, dar aici sunt tot cancelâși ca peste tot locul. Tare sper data viitoare să închizi alături un om competent și înțelept și mai în vârstă. Pentru că noi ăștia tineri eu încredere n-am, dar în cineva mai în vârstă care îmi suit treaz la lucruri și mai trecut prin viață, eu în oameni ăștia mai mult încredere. Dar în căcați ești de câini care au 20 de ani și lasă barbă spară de 40 și așa serios și astea, Doamne, să nu dați data viitoare așa examinator, dacă și ne-l dați, apoi să-i puneți șleom în cap că mănâncă pizdeală. Vă spun deodată. Vă doresc sănătate și cine nu dă examen să întâlnești cu situații de ăștia prostești ca al de mine, milioane în țara asta, apoi nu tășeți măcar, nu tășeți și nu protestați, eu nu știu, ne adunăm toți și ne ducem toți la amrău și la într-o zi. Îi zbat joc de noi, de banii noștri care noi avem, de timpul nostru, de școala care am învățat-o, okay, valabil un an și tot așa mai departe. Îi zbat joc de noi și vă măgăiesc bani de noi. Ei vă măgăiesc bani de noi, te țin cuvântul, nu trebuie să permitem așa ceva de a să umplă stacanul ăsta cu venin complet. Sănătate și numai mine vă doresc.